Parohia bucureșteană Mărcuța organizează săptămâna viitoare o dezbatere despre sindromul singurătății. Vorbim despre o boală și, dacă da, este ea contagioasă, de ce ne simțim singuri chiar dacă avem în jurul nostru familie și prieteni? Preoți, medici și psihologi vor dezbate subiectul și vor încerca să ofere răspunsuri săptămâna viitoare în cadrul unei conferințe. O nouă seară duhovnicească va fi organizată săptămâna viitoare la Parohia Bucureșteană Mărcuța. Evenimentul va începe de la ora 18. De data aceasta, tema conferinței este Sindromul singurătății. Invitați special vor fi medici, psihiatri, psihologi și preoți. Parohia Mărcuța organizează vineri 17 noiembrie, ora 18, o nouă seară duhovnicească cu tema Sindromul singurătății, aspecte psihosociale, medicale și pastorale. Sunt invitați să ne vorbească despre acest subiect doi medici de la Spitalul Universitar din București, respectiv Raluca Pretorian, medic primar psihiatru, și Daniela Nohai, medic psiholog. Alături de dânsele vor fi actrița Ana Calciu și părintele Tudor Gheorghe, lector universitar la Facultatea de Teologie din București, secția Asistență Socială. Evenimentul este inițiat în contextul anului omagial al persoanelor vârstnice, dar se adresează tuturor vârstelor, întrucât singurătatea vizează aspecte total diferite. Există singurătatea în doi, singurătatea conducătorului, singurătatea genului sau singurătatea oii negre. Putem să întâlnim singurătatea la necaz, la boală, în urma traumei dolului sau chiar în clipe fericite. Dânsii ne vor îndruma pentru a găsi căi de ieșire din situații de viață care nu ne convin, astfel putând să ne ajutăm pe noi înșine, dar și pe alții. Seara duhovnicească este precedată de oficierea tainei Sfântului Maslu, oficiat de un sobor de 7 preoți, la urma căruia se vor citi și molitfele Sfântului Vasile, întrucât atunci ne vom afla în postul nașterii Domnului. Va avea loc în biserica nouă a parohiei Mărcuța cu hramul Înălțarea Domnului la ora 16:30. Seara duhovnicească va fi presărată cu momente artistice ce vor fi aduse în fața celor prezenți de actrița Ana Calciu.